Și aș vrea să citesc porunca a doua, pentru că este bine să oferim argumentul Scripturii în Exodul capitolul 20 și avem următoarea poruncă. Aici Dumnezeu spune foarte clar că nu trebuie să faci chip cioplit, adică vorbim de imagini tridimensionale, când vorbim de sculpturi, ciopliri, da? Și de înfățișare, vorbim de imagini bidimensionale. Sunt interzise de porunca a doua. Observăm argumentul lui Dumnezeu aici. Adică atunci când Dumnezeu a vorbit poporului Israel, nu li s-a arătat. Pentru că omul nu putea să trăiască și să-L vadă pe Dumnezeu. Dar găsim în Exodul 33 acest lucru când Moise cere, vreau să văd slava ta. Și în momentul în care Dumnezeu a stat ascuns de nor, sau cum a procedat Dumnezeu, El a spus foarte clar, fiindcă n-ai văzut niciun chip pe munte, să nu faci niciun chip. Foarte clar. Poți face o comparație între nivelul de educație al poporului Israel și nivelul de educație din ziua de astăzi, este o diferență colosală. Adică în vechiul Israel erau niște sclavi, de-abia eliberați, niște triburi, da? Și în contextul acesta, bine, nu erau sălbatice aceste triburi, dar oricum nivelul de informare era foarte mic. Moise și câțiva, dacă știau să citească. Moise a fost educat în școala Egiptului. Și totuși Dumnezeu nu a făcut n-a îngăduit aceste icoane sau chipuri ca măsuri pedagogice. Dovadă, când au făcut vițelul de aur la muntele Sinai, ei nu și-au dorit să se închine la un alt Dumnezeu. Și la același Dumnezeu, dar reprezentat. Că simțeau nevoia de reprezentare, de ceva vizual. Da? Și Dumnezeu a condamnat vehement această reprezentare. A, noi putem spune, păi a fost un vițel. Păi și dacă l-ai face cu chip de om, nu este tot o reprezentare? Orice încercare de a reprezenta pe Dumnezeu înseamnă coborârea lui Dumnezeu la nivelul creaturii. Ceea ce nu este admisibil. Iisus însuși este numit chipul lui Dumnezeu, este icon în limba greacă, icoana. El singur este icoana lui Dumnezeu, n-au nevoie de alte icoane. Da? Și în același, dacă am, cum spune Apostolul Pavel, prin Hristos, intrare liberă la Tatăl, n-am nevoie de mijlocirea, imaginilor vizuale. Nu am nevoie. În acest context, cel puțin, pentru mine, Scriptura este categorică în a interzice orice reprezentare a lui Dumnezeu și cultul Sfinților.